Salutare, dragi prieteni! Bun venit la un nou episod din cariera noastră de jucător la Atletico Madrid. În acest episod avem meci cu Mallorca în primă fază, un meci care va conta chiar mult. Dacă câștigăm, o să ajungem la egal de puncte cu Real Madrid. Nu stăm prea bine cu golaverajul, dar îl rectificăm noi în timp. Ce e bine e că suntem aproape de locul întâi și țintim spre titlu. Murchi. Da, e bine. Hai să-i dăm drumul la meci. Jucăm în deplasare. S-ar putea să fie un pic greuț, dar e Mallorca totuși. Am avut câteva greșeli în meciul trecut. Greșeli de echipă. Am avut și eu una mare în prima repriză. Dacă vă aduceți aminte în episodul trecut. Na, poftim cultură. Ce am de făcut meciul ăsta? Iară 9.0. 3 pase și câștigă sau fă egal. Weigl, Julian Weigl. Weigl. Cufre încearcă să centreze acolo, ajunge mingea la Bruno cu noroc. Unde a vrut să dea mouă de gard. Amat în offside acolo. Asta e un lucru bun pentru noi că nu cam luam dacă nu era în offside. Sunt deposedat acolo foarte simplu. Nu e cel mai bun lucru. Pasăm bine aici pentru Memphis. Memphis întoarce pentru Luis Alberto. Bruno. Șut! Apără Rajkovic. Apără Rajkovic chiar destul de bine. Cufră. Amat pasează pentru Murichi. Cred că e ceva kosovar. Cine s-a accidentat? Niklas Süle. A căzut prost acolo pe mână. Iată intră Gicu Matip. Bruno pasează acolo pentru Luis Alberto. Luis Alberto pentru Odegaard. Din nou Luis Alberto pentru Memphis. Memphis deposedat acolo. Prostește pentru că ține de minge până mâine și facem nimic așa. Luis Alberto pentru Memphis. Scăpăm bine aici, pasăm pentru Nuno Mendes. Care dă o pasă nicăieri. În piciorul lui Lăptic. Pasăm bine aici pentru Luis Alberto, din nou deposedat Memphis. Ferească Dumnezeu. Iese acolo Oblak. Până în marginea careului, pasează Nelson acum pentru Luis Alberto. Pasăm bine pentru Memphis. Bruno greșește și el pasa. Bă, ce faceți, mă, frate? Patrick. Forțăm acolo, iată final de primă repriză și cu Mallorca 0-0, bă, dă-o în gura măsii. Acum s-a dus al meu Cabradu să-l ia de urechi pe Memphis. Să-i zică, băi, Panara, madreacu, păi tu ce faci, mă, aici?
Pasăm pentru Luis Alberto. Bruno. Bă, unde dai, mă? Unde dai, mă? Futu-ți gura, mătii. Unde dai, mă? Fărmatule. Bă, ești prost, iau de poartă. Credeam că a deviat-o. Dar nu. Ajunge mingea cu noroc la Bruno. Hai, Mendez, du-te. Du-te, Mendez. Am recentrat aici bine, dar dorm ăștia, bă, în careu. În careu să dormi. Așa ceva n-am văzut. Ăla trebuia să fie gol, mă, tată. Dar trebuia să și urmărească cineva mingea. Ce s-a întâmplat? A fost offside. A stat în offside. Muriqui. Pasăm bine aici pentru Nuno Mendes. Bă. Avem un ghinion teribil. Deci nu se lipește golul de noi, neam, în meciul ăsta. Dar s-a lipit de ei. 1-0 pentru Mallorca. Baba pentru Simon. Din nou un careu, șut al lui Wiggle. Iată că m-a schimbat. Bravo, mă. Bravo, Simeone. Facem 2-2. Mendez și Memphis. Trist. Trist rău de tot. Cred că o să jucăm din postură de rezervă cu astea, dar o să facem un felul aici la altul. În primul rând ne facem antrenamentul și nu jucăm din postură de rezervă, jucăm din postură de titular, doar că simulăm. Și câștigăm 2-0 Memphis și João Félix. E bun. Iar am scăzut, mă, fotos gâtul, măti. Hai, las că nici nu mă interesează. Da, pe ăsta-l jucăm din postură de rezervă. Intrăm în minutul 63 în locul lui Memphis. La 0-0, băi, ștâmpit. N-ați marcat, mă? Cum, bă, să nu marcați? Două șuturi pe poartă și dribbling succes. Asta da, mai zic și eu. Acum e simplu. Bine, inițial așa am gândit-o, că e simplu. Mamă. Deci pur și simplu mi-am bătut joc de aia din start. Minge aici pentru Granada. Apără Ian Oblak. Reușim să scăpăm cu fața curată după niște greșeli în apărare. Julio. Ian Oblak acum. Hai, Oblakule.
M-am hazardat încă o dată. Intrăm în careu aici, șut și 1-0. Excelentă, Ghiulea. Minutul 70, reușim să înscriem, ducem echipa în avantaj. Mamă, cum s-a dus asta, ești nebun la cap. Pă bune, dacă nu. Petrovici, Giulio. Haide, mă, presați acolo. Coche, noul intrat. Excelent. Bruno. Gertruda. Cine al cui ești tu, mă, mamai? Pasăm aici bine pentru Luis Alberto. Și 2-0. Dăm un asist excelent pentru Luis Alberto. 70-72. Țac, țac, țac. Ia să vezi că acum parcă vă că mai scăpăm o dată și mai dăm un gol și luăm nota 9. Acum când nu trebuie. Da, nu contează. Dă bine aici Ian Oblak, Luis Alberto. Întoarce pentru Pavard. Luis Alberto pentru Coche. Bruno. Pasăm bine pentru João Felix. João Felix lasă mingea în spate. Un șut slab, rău de tot. Slab. De fapt n-a fost chiar slab. N-a fost chiar slab. Da, se întâmplă să mai și greșim. Haideți, mă, băieți. Presează bine acolo Doherty. Câștigă posesia. Pavard pentru Matip. Ce joacă ăștia acolo în pase de n-ai treabă. Și în atac, care mai de care să se afirme. Pasăm bine aici pentru Nuno Mendes. Am cerut-o prost. Am cerut-o prost, am zis că nu se bagă nimeni în fața mea și pot să ajung bine. Dar n-a fost chiar așa. Pasează bine aici João Felix. Haide, mă, urcăm. Urcăm. Ce șuturi nașpa. Julio pasează acolo pentru Uzuni. Julio din nou la balon. Lansează bine aici. Și marchează Granada. 2-1. Bă, a fost fault, pe bune. Dacă făceam așa, dădea fault. Pe bune acum, fără nicio caterincă. Pasăm bine aici pentru João Felix. Am fost aproape. Am fost aproape. Hai ai mei, hai ai mei. Nu faceți vreuna să o mușcăm pe final, că vă strâng de gât. Minutul 88. Mai e puțin. Bă, iară să ducem o minge ca dosul.
Hai că am avut noroc. Cred că ăsta a fost meciul. Ăsta a fost. Ăsta a fost final de meci. Mă duceam, n-aveam treabă. Hai că am reușit să facem ceva și meciul ăsta. Am dat un gol, un assist, cu tare, cu tare. Stăm bine. Creștem, îndeplinim și cerințele antrenorului. Și cred că cam asta a fost. Cred că cam asta e ok. Cam asta a fost. Ne uităm un pic la calendar. Am jucat cu Mallorca și cu Granada. Avem meci direct cu Barcelona. Asta e bine. Și avem și cu Real Madrid. Deci avem șanse la locul întâi. Ce mă? Joc finala Cupei Spaniei cu Almeria. Pă bune. Da, e ok. Da, dragilor, cam asta a fost tot pentru azi. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Și nu uitați să fiți cu minte, nu cu minți. V-am pupat, aveți grijă de voi. Pa!